Voi citi din Evanghelia după Luca, din capitolul 19, de la versetul 41 până la versetul 44 inclusiv, pagina 1015. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată, a zis Iisus. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să preocupați locuri. Dragi tineri, stimați colegi de slujire, în atmosfera aceasta sublimă, dorim să continuăm slăvindu-L pe Dumnezeu care a prelungit în istorie harul să ajungă până la noi. Continuăm să-L slăvim pe Domnul Isus, Mântuitorul Lumii, care este și Mântuitorul nostru. Și vrem să continuăm să onorăm pe Duhul Sfânt care ne cercetează inimile. Amin! Mă bucur de numărul frumos în care v-ați adunat în această zi, aici la bistrița, și zic din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și mă rog pe cei ce ați venit aici prin prezența voastră să onorați Evanghelia, când se va termina totul aici pe pământ, să vă onoreze Domnul, să ne onoreze Domnul cu mântuirea sa, amin. Am citit astăzi un pasaj scurt pe care l-ați auzit de multe ori, l-ați citit de multe ori. Un mesaj pe care Domnul Isus, cel mai mare învățător al tuturor timpurilor, l-a rostit la intrarea în Ierusalim. A rostit un mesaj printre lacrimi. Când a văzut cetatea Ierusalimului, văzând păcatul ce era acolo, nu doar în cetate, chiar și în Templu, ne spune Scriptura aici, Iisus a plâns pentru cetate. Și printre lacrimi a rostit un mesaj. Și cred că atunci când Domnul predică printre lacrimi, trebuie să ținem cont de mesajul Lui. Doamne ajută-ne! Sigur că ne vom ruga în această zi ca Domnul să facă o trezire spirituală în rândul tinerilor din cadrul cultului pentecostal din România. Ne rugăm ca Domnul să facă o trezire spirituală în țara noastră. Națiunea română să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu. Permiteți-mi astăzi, dragi tineri, să aducă în fața dumneavoastră un mesaj simplu. Și aș dori prin Duhul Sfânt, Domnul, să conducă mesajul Evangheliei spre inimile noastre. Să zicem toți amin. Dragii mei, vă rog să nu uitați, în viața aceasta, pe care Dumnezeu ne-o dă ca un dar aici pe pământ, noi avem câteva oportunități pe care nu trebuie să le pierdem. Domnul mi-a pus pe inimă mesajul din această zi să fie cu titlul acesta: Oportunități ce nu trebuie să le pierdem. Avem multe oportunități în această viață. Și poate când vă gândiți la oportunități, vă gândiți mai mult așa la viața de jos, la lucruri trecătoare, la lucruri ce pierd odată cu întrebuințarea lor. Știți, dumneavoastră, dacă în această viață ai pierdut o ocazie, o oportunitate, să zicem, ai avut posibilitatea să câștigi niște bani și zici, măi, ce bine era dacă ajungeam la timp, nu e o problemă că pierzi acea oportunitate, se va ivi alta. Dacă poate ai avut oportunitatea să cumperi un teren sau o mașină și ai pierdut-o, se va ivi alta. Dar vă rog, nu uitați, dragi tineri, dacă pierdem oportunitatea mântuirii sufletului nostru, am pierdut tot. Nu se mai poate recupera nimic. Așa a vorbit Domnul Isus într-o împrejurare. Ce-ar folosi unui om? Parafrazez, unui tânăr. Să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Ce ați răspunde? Probabil am spune nimic. Nu se mai poate compensa cu nimic. Domnul mi-a pus pe inimă mesajul acesta deoarece pierderea mântuirii este cea mai mare pierdere Sigur că noi ne rugăm pentru trezirea altora, pentru mântuirea altora, dar aș vrea mai întâi, poate astăzi, să ne rugăm pentru trezirea noastră, pentru mântuirea noastră. Să nu ne pierdem noi și cei dragi. Să nu rămână, zic, nicio unghie în Egiptul acestei lumi. Ne rugăm părinți și copii la final să ajungem cu toți în rai. Ajută-ne, Doamne! Trei oportunități ce nu trebuie să le pierzi. Le voi aminti cu aceeași literă să le puteți să reține ușor. Mai întâi voi spune ceva despre oportunitatea cunoașterii. Apoi urmează oportunitatea cercetării: că Domnul e prezență spirituală aici și ne cercetează aici. Și apoi voi vorbi despre oportunitatea convertirii, întoarcerea reală la Dumnezeu. Când vorbim despre oportunitatea cunoașterii, e vorba despre cunoașterea lui Isus Hristos. Aici apare o întrebare. Și trebuie să răspundem serios la ea. Cine este Isus și care a fost scopul venirii Lui în această lume? Dacă ar trebui să răspundem la întrebarea cine este El, uitați-vă că cei din Ierusalim nu L-au cunoscut au pierdut această oportunitate. Poate vezi zice, dacă când a intrat în Ierusalim, nu l-au primit cu ovații, cu osanale, osana, binecuvântat împăratul care vine în numele Domnului, nu l-au primit frumos. Ei au strigat, ei s-au bucurat, și uitați-vă la intrarea în cetatea Ierusalimului, o singură persoană plângea și persoana aceasta era Isus Hristos. Nu e normal noi să ne bucurăm și El să plângă. Când se bucură Domnul să ne bucurăm și noi și când plânge Domnul să plângem și noi, o, dacă ai fi cunoscut tu, măcar în această zi, Ierusalime, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar ele sunt acum ascunse de ochii tăi. Tu nu știi cine a venit la tine. I-au strigat binecuvântat, e împăratul care vine în numele Domnului. De când am așteptat un rege să ne scape de dominația romanilor? Și atât. Dar Isus nu venea pentru aceasta în Ierusalim. El venea cu mântuirea, cu iertarea. Nu uitați, peste o săptămână aceiași oameni au strigat la moarte, la moarte, nu-l mai vrem pilat printre noi. L-au cunoscut? Eu vă spun că nu l-au cunoscut. Stimați tineri, ascultați-mă în această zi, cunoașterea lui Isus Hristos nu e o cunoaștere istorică, nu e o cunoaștere din generație în generație, că ne-am născut noi pocăiți, că părinții au fost și ei penticostali, sau cum se laudă românii că noi ne-am născut creștini, ne naștem în păcat, nu ne naștem într-o relație armonioasă cu Dumnezeu. Cunoașterea asta trebuie să fie o cunoaștere personală printr-o relație personală. Amin? În Ioan 17, versetul 3, spunea Domnul, și viața veșnică este aceasta. Ca asta ne interesează, nu? Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dacă punem întrebarea în această zi cine este Isus, declarăm cu bucurie: El e Fiul lui Dumnezeu. El este nu doar un Rege, cum au strigat ei, este Regele Regilor. Știi cum poți să-l cunoști? Poți să-l cunoști prin Evanghelie. Nu știu cât de, mulți, cât, cât de mult iubiți Evanghelia, cât de mult iubiți cartea aceasta. Hristos poate fi cunoscut prin Evanghelie, dragi tineri. Chiar dacă te-ai născut în familie de credincioși, pune mâna pe carte. Dacă nu, Iisus poate să fie ceva teoretic, să cânți despre el, să spui că ai fost la biserică, ai mai auzit o predică despre el și atât și nu ajută la nimic. Ai pierdut oportunitatea cunoașterii Lui prin Evanghelie. Credeți că Iisus Hristos e un Hristos al Scripturilor? Dați-mi voie să vă dau două referințe biblice aici. Mai întâi cuvintele rostite de Mântuitorul Ioan, capitolul 5, versetul 39, să citim și versetul 40. Uitați-vă ce spune cuvântul aici, Ioan 5, versetul 39 cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică Ioan 5 versetul 39 cercetați e imperativ aici e poruncă nu e ceva opțional Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine și nu vreți să veniți la mine, zicea Domnul, ca să aveți viață. Hristos poate fi cunoscut prin Evanghelie. Uitați-vă ce spune 1 Corinteni, capitolul 15, aici vorbește Apostolul Pavel despre un Hristos al Scripturilor. 1 Corinteni 15, versetul 1. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, condiționat. Nu că te-ai născut în familie de pocăiți. Dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit o altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, ziceți voi, după Scripturii. Că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturii. Și că s-a arătat lui Chif apoi celor 12, și au zis, unii au contestat învierea lui, și-au negat divinitatea lui Isus, dar au zis și argument de Pavel. Ca să credem că el e mântuitorul ce a venit în lume, după aceea, după ce s-a arătat celor 12, s-a arătat la peste 500 de frazi deodată o adunare de 500 de membri. Și au zis ce urmează, dintre care, ca să fie o dovadă clară, dintre care cei mai mulți, peste 250, sunt încă în viață, iar unii au adormit, nu s-au mutat toți în cimitir. Cei mai mulți sunt în viață, îi puteți consulta. Că tot ce s-a spus despre Isus Hristos nu e o farsă, nu e o amăgire, a murit pentru omenire, a înviat din morți, s-a înălțat la cer și e viu în vecii vecilor. Slavă Lui! Oportunitatea cunoașterii. Îl poți cunoaște pe Iisus Hristos, cine este El, prin Evanghelie. E Fiul lui Dumnezeu și este Mântuitorul lumii și trebuie să am o relație personală de credință în El ca să fiu mântuit. De ce a venit în lumea noastră? A spus odată când a trecut prin Ierihon și l-a mântuit pe Zacheu. Știți de ce a venit? De ce a venit Domnul? Să facă așa o vizită pe planeta Pământ, să avem noi cultură în biserici? De ce a venit? Să știm noi ce să cântăm? Oare de ce a venit? De ce a venit? Când l-a mântuit pe Zacheu, a spus în Luca 19, tot aici, versetul 10. au zis de ce a venit? Poate zicem noi, a venit să vindece bolnavi, dar nu de asta a venit, deși a vindecat foarte mulți bolnavi. Dar știți, când făcea câte o vindecare, zicea ceva Domnul, vedeți să nu știe nimeni. Dar de ce o are? Cum să deschizi ochii unui orb și să-i spui, vezi să nu știe nimeni, să vindeci un paralizat, să ridici de pe patul de boală, să prindă revigorare în țesuturi și să meargă și să-i spui, vezi să nu știe nimeni, nu duceți vestea despre mine așa. Să nu-și facă oamenii impresia despre mine că eu am venit din cer să fiu un vindecător campion, deși el poate face minuni, dar nu de asta a venit. Pentru că Fiul Omului, vreți să spunem împreună versetul acesta, pentru că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut și în România, și în Etiopia, și în lumea întreagă. Amin! Să nu pierdeți oportunitatea cunoașterii Lui cunoaștere prin Evanghelie, știm cine-i Fiul lui Dumnezeu, printr-o relație personală și știm de ce a venit în această lume. A venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și dacă ne-a găsit pe noi, știți ce zic? Să fim instrumente potrivite în mâna Lui, ca prin noi să-L afle și alții. Zicem în această zi, amin. Din toată inima, amin. A doua oportunitate am numit oportunitatea cercetării. A plâns pentru cetatea Ierusalimului și a zis, Ierusalime, tu n-ai cunoscut vremea cercetării tale. Dragi tine, știți că este o vreme a cercetării? Dar vremea asta a cercetării și pentru voi și pentru ceilalți oameni e limitată. Dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi vremea cercetării tale, dar n-ai cunoscut vremea cercetării Ierusalime. Există o oportunitate a cercetării. Credeți în această zi că Domnul ne cercetează aici? Poate să o facă printr-o cântare? N-ați auzit oameni spunând, am intrat în biserică și Domnul m-a atins printr-o cântare și m-am întors. Poate să ne cerceteze printr-o predică, Azi ne-a cercetat prin mesaj profetic și ne-a spus că sunt aici inimi care sunt negre, Acolo a pătruns lumea cu pofte, cu păcate, cu mizerie. Și poate unora le este frică, dar Domnul a zis: Veniți la mine. El astăzi e prezent aici, ca în urma mărturisirii, să ierte păcatele. Te-aș cercetat. Sau, sau vei pleca de aici, tot așa cum ai venit și vei continua aceeași viață? Cu aceleași umblări, cu aceleași preocupări? Ascultă-mă, dragul meu, la oportunitatea cercetării trebuie să mă întreb cine sunt eu raportat la sfințenia lui și voi răspunde cu Scriptura. Sunt un om păcătos. Că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Să zică cineva, dar nu m-a iertat, nu m-a primit, nu m-a mântuit, frate. Dar nu uitați, noi continuăm să stăm în trupurile astea de carne. Și spita din partea celui rău vine spre noi până închidem ochii, până când vom fi mântuiți din prezența păcatului și ne va a trupuri de glorie să fim cu el o veșnicie. Până atunci trebuie să luptăm. Știți de ce ne-am rugat azi ca Domnul să ne umple de Duhul Sfânt? Să putem duce mântuirea până la capă. Doamne ajută! Diavolul poate să-ți cu nuna mântuirii pe ultima sută de metri. Poate să te depărteze ca și tânăr dacă nu răspunzi la cercetarea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ne cercetează, o face cu scopul pocăinței, dragi tineri. Că vrea binele tău și vrea binele meu. Oare vom putea spune și noi cum a zis psalmistul? Uitați-vă psalmul 139, îl cunoașteți, da? Uitați-vă ce scrie aici, psalmul 139, așa se încheie, versetul 23 și 24. Oare ai fi gata să spui tu în această zi aceste cuvinte? Cercetează-mă, Dumnezeule! De asta vei la bistrița. Cercetează-mă, Dumnezeule! Și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Și îți mai spun ceva, Doamne! Vezi dacă sunt pe o cale rea, dacă sunt pe calea imoralității, pe calea păcatului, pe calea minciunii, pe calea înșelătoriei. Doamne, dacă sunt pe o cale rea, te rog cercetează-mă azi și dumă pe calea veșniciei. Dumnezeu are mai multe metode prin care ne poate cerceta. Repet, prin cântare, prin poezie, prin mesaj profetic, ne poate cerceta și în timpul nopții. Ați citit? Uitați-vă ce zice Iov, Dați-i voie să aduc în atenție aceste versete din Cartea Iov. Iov, capitolul 33, de la versetul 14. Poate ai fost cercetat așa, poate Domnul te-a cercetat așa. Zice, Dumnezeu vorbește, însă, când într-un fel, când într-altul, dar la cercetare omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, poate cerceta și așa, așa. Când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, dar de ce o faci, Doamne? În vederea pocăinței o fac. Atunci, El le dă în știință și le întipărește învățăturile Lui ca să abată pe om de la rău și să-L ferească de mândrie, ca să-I păzească sufletul de groapă și viața de loviturile săbiei. Și au zis ce urmează. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui când o luptă necurmată îi frământă oasele. Asta poate să fie boli infecțioase sau oncologie. Au zis ce urmează. Atunci este greață de pâine, chiar și de bucatele cele mai alese, carnea îi se prăpădește și piere, oasele care nu îi se vedeau rămân goale, sufletul îi se apropie de groapă și viața de vestitorii morții. Poate cerceta -și așa? Ne poate cerceta prin zile senine, scrie în fapte 14, că dă ploi la vreme și timpul roditoare. Și mulțumim că ne-a cercetat așa. Pe alții la Galația a cercetat prin inundații. Pe alții în Ucraina, mâine voi fi cu frații din Dumbrăveni la Ucraina, la slujire. Pe alții cercetează prin război. Vorbeam cu fratele Ilie care slu slujește acolo în zona fierbinte, în zona de conflict. Și îmi spunea, frate, dacă ceva a adus bun războiul în țara noastră, hai să spun ce a adus bun războiul. Anul acesta peste 100 de persoane au încheiat legământ cu Domnul în apa de botezul acolo în zona de conflict. Și de când a început războiul, peste 20 de biserici s-au plantat. Putem spune slăvit să fie Dumnezeu. Dar să știți, vremea cercetării e limitat. Domnul ne poate vorbi pentru un cer senin. Mă uit la voi ca și tineri și vă spun ceva. Mă gândesc așa, puteți fi... Uh, poate ultima generație, înainte ca Domnul să vină pe nori, să vă ajute Domnul să slujiți cu o inimă curată. Nu pierdeți oportunitatea cunoașterii și nu pierdeți nici oportunitatea cercetării. O face Dumnezeu, dar nu la infinit. Am fost de multe ori la evangelizare aici, la Bistrița. Poate v-am spus întâmplarea asta, dar poate e de folos pentru un tânăr de aici, să o repetați. mai mulți ani în urmă am fost invitat să particip la înmormântarea unei mame ce a crescut mai mulți copii. Și doi băieți din casa asta au apucat pe cărările lumii și mama a postit și s-a rugat mult pentru ea. Și nu prețuim părinții. Poate îi prețuim mai mult când nu sunt. Mama e bună când nu mai este. Să vă ajute Domnul să vă respectați părinții. Să-i ascultați. La mormântarea asta mi s-a întâmplat ceva inedit. Hai să vă spun. Am predicat în curtea casei, ne-am dus în cimitir și nu prea facem noi chemare așa la mormântare, dar acolo a fost ceva special. Familia a decis să pună în sicriul, lângă mama Biblia în care a citit ea, o Biblie uzată, ruptă. Mi-am permis să facem o întrebare acolo. Dacă cineva din familie, dintre copii, înainte ca să o pierdeți pe mama din priviri, ar vrea să-și schimbe viața, să se întoarcă la Dumnezeu, să vină să ia Biblia în care o citi mama. Și a fost tăcere, liniște, până la urmă a venit unul din băieți și a zis, dați-mi o mie, dar nu s-a bucăit. Aș fi vrut să vină băiatul cel mai mare, care a crescut pe băncile adunării, De multe ori îl întâlneam în localitate, am lucrat 5 ani la dispensarul uman din localitate, îl întâlneam în stare de ebrietate. Nu uitase toate cântările. Mă oprea în starea în care era și îmi zicea, stai așa un pic, vrei să-ți cânt o cântare? Așa e cântarea asta la tenor, nu le uitase toate. Dar ajunsese rob al colului. Băiatul crescut pe băncile adunării. Și Dumnezeu acolo i-a mai făcut o cercetare. Ultima! Că vremea cercetării, nu uitați, e limitată. Poate pentru cineva de aici vorbesc și fie ziua întoarcerii lui sau întoarcerii ei. Când s-a terminat slujba, a venit la mine așa dintr-o dată și-a zis, vreau să te întreb ceva, domnul Ciobanu, o întrebare pentru dumneata. Cine, cine lua... Biblia mamei, dacă nu o lua fratele meu. Poți să-mi spui? Și am zis, nu știu cine o lua. Dar dacă nu o lua nimeni, o luam eu. Să punem în biserică, să fie așa o amintire, cu o mamă s-a rugat o viață și a postit pentru băieți și ei n-au vrut să asculte. O luam eu, domnule. Și-o zis, într-o zi, mă pocăiesc și eu, iau și eu Biblia. Și ziua ce n-a mai venit a avut o ultimă întâlnire cu colegii de pahar. Intenționa să plece în Statele Unite unde se căsătorise o fică de-a lui. Le-a zis colegilor, e ultima dată când beau cu voi. Gata! Dacă ajung peste ocean la cu de acolo mă întorc botezat și pocăit. Și prietenii l-au ironizat. Se pare că a consumat în exces avea în jurul vârstei de 50, nu suferea de ceva cronic, nu fusese internat în spital, s-a culcat și nu s-a mai trezit. Când am primit vestea că a plecat, am avut o părere de rău așa și am zis ce bine era dacă lua Biblia, ce bine era dacă se întorcea la Dumnezeu, ce bine era. Vremea cercetării e limitată. Dumnezeu ne mai cercetează o dată la Bistrița. Mulțumim, Doamne! în vederea pocăinței, în vederea întoarcerii. Nu pierde oportunitatea cunoașterii. Hristos poate fi cunoscut prin Evanghelie, că e un Hristos al Scripturii. El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Mulțumim, Doamne, că ai venit la noi. Nu pierde oportunitatea cercetării. Oricine ești. Poate ești un tânăr rebel, neascultător și zici, jugul pe care l-au pus părinții pe noi e prea greu. Ascultă-mă oricine ești, calea ce a trasat-o Hristos e calea cea mai bună, e calea care ne duce în rai. N-am văzut oameni care să zică, am călătorit cu Isus și am trăit o viață de tinerețe frumoasă, să le pare rău, dar am văzut tineri care s-au depărtat de biserică și de Dumnezeu. Pot să vă dau un caz din Suceava, fără să spun niciun nume. O tânără care și-a pierdut răbdarea la 24 de ani. Să nu vă pierdeți răbdarea. Ar fi vrut să se căsătorească și-o zis, mă aduc eu în Austria. Cu cine mă întâlnesc, cu acela merg. Și s-a căsătorit cu un algerian. Și a avut copii cu el. Acum e divorțată și totul e praf că s-a mintit aici că viața fără Domnul e praf și tinerețea fără Domnul e praf și viitorul de familie fără Domnul e praf. Fie ca astăzi cei care am venit aici să ne noim legământul față de Domnul și să zicem Iisus, te iubim până la final. Rămânem cu tine până la final. Și apoi să nu pierdeți și a treia oportunitate, oportunitatea convertirii. Să ne întoarcem la Domnul uh, la vreme, la timp, să ne pocăim la timp, să închiem legământ cu Domnul la timp, la vreme. Că unii zic, mai am vreme, frate, și stau până la 30 de ani. Că se roagă mama, se roagă tata, se roagă bunica. De la o vârstă, când deosebești răul de bine, ești responsabil de ce gândești, la ce privești și pe ce căi umbli nu pierde oportunitatea convertirii. Să te întorci. Un întreagă întreabă, dar de la ce să te întorci? Să te întorci de la tine însuți spre Dumnezeu. Să-ți centrezi viața pe Dumnezeu. E greu să renunțăm la sine. Ăștia greu să bocăiesc. Să te întorci de la viața de păcat la o viață de sfințenie. Ajunge că ați făcut voia neamurilor. La întrebarea asta, la oportunitatea convertirii, trebuie să te întrebi ce poți deveni tu în Hristos? Știi ce putem deveni în Hristos? Făpturi noi. Eu întreb, suntem? A 2 Corinteni 5, versetul 17. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Ziceți voi, toate, toate cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. O gândire nouă, că e metanoia, cu asta începe. O umblare nouă, cu fapte bune, vrednice de pocăință. Ajută-ne, Doamne, și să avem în inimă o nădejde vie. Hristos în voi, nădejdea slavei. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Nu pierde oportunitatea convertirii. Când Domnul te cercetează, când Domnul îți vorbește, și dacă te-ai născut în familie de credincioși, nu mi za că răspund părinții de faptele tale. Nu mi za că răspunde mama de ceea ce faci tu. Nu cred că Domnul le-a convocat la voia întâmplării astăzi aici. El are un cuvânt pentru noi și vrea să cerceteze inimele noastre în vederea pocăinței. Dacă faci parte dintre tineri aceia care au o inimă neagră, negrită, cum ne-a vorbit Domnul, și ai adunat acolo gunoaiele lumii și mizeriile lumii, vreau să-ți aduc o veste bună. Nu ne-a adunat Domnul aici să ne arate obrazul și să ne condamne. Ne-a adunat aici pentru că la ele e iertare să fie de temut mărirea lui în veci. De aceea aș vrea să vă provoc să intrăm într-o rugăciune de mărturisire. Sunteți de acord? Să spunem, Doamne, îți mulțumim pentru oportunitatea cunoașterii. Am auzit despre tine, dar vreau să te cunosc personal și să te simt personal. Mărire ție, Doamne! Nu vreau să pierd oportunitatea cercetării. Mă cercetez în lumina Evangheliei. Mă uit la tine că tu ești sfânt și zic ca Isaia, vai de mine! Dar te rog, o picătură din sângele tău, lasă și peste viața mea. Ai legături care te țin și nu poți scăpa de ele? Caută pe cineva, un om cu maturitate spirituală. Mărturisește-te ca Domnul să rupă legăturile celui rău, ca să fie o persoană nouă în Hristos. Și apoi nu pierde nici oportunitatea convertirii. Întoarce-te la vreme. Întoarce-te la vreme. Când Domnul te cheamă, când Domnul îți spune vino, că vreau să-ți dau o vreau să-ți dau pace. Fericirea în lumea aceasta nu dau banii, nu dau pozițiile sociale, realizările materiale. Cel care aduce adevărata fericire și împlinire e unul singur și acesta este Isus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Sunteți de acord să facem o rugăciune de mărturisire, cerându-i iertare de fiecare gând murdar, de fiecare faptă murdară, de fiecare umblare ce n-a fost după voia lui Dumnezeu. Iartă-ne, Doamne! Și apoi te rugăm după ce ne-ai pregătit pe noi pentru lucrarea ta. Folosește-ne pentru salvarea altora. Spune altora de unde te-a scos Hristos. Vă vi să stăm ridicați pe picioare, înaintea celui preanal, care e sfânt, 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 și să-i spunem meritele lui Isus Hristos. Te rugăm, Doamne, iartă-ne în această zi. La tine iertare. Ca să fii de temut. Asta e semnul că ai fost iertat. După ce te iartă, să ai frică și respect față de el, să ne rugăm.